Salutare, sunt Florin Grozea, artist și prezentator TV, blogger în timpul liber și de anul trecut autor de cărți despre industrie muzicală. Vă aflați pe platforma de videoblogging adevărul.ro. Acum câteva zile au fost decernate premiile Grammy pentru muzica lansată în anul care abia a trecut. De data asta, marii câștigători au fost francezii de la Daft Punk, iar dintre nou veniți, amintesc pe Macklemore and Ryan Lewis și Lordi. Orice artist din lumea asta, fie că e interpret, compozitor, instrumentist, inginer de sunet, își dorește să fie nominalizat la Grammy și, dacă se poate, să și câștige un premiu Grammy. Americanii sunt preferați la aceste premii, desigur, pentru că Grammy este un eveniment organizat de Academia Americană de Arte încă din anii 50. Dar adevărul este că artiști din toate țările, de toate naționalitățile, pot fi nominalizați și pot câștiga un premiu Grammy. Așadar, ajungem la subiectul de astăzi al videoblogului, top 5 artiști români nominalizați la premiile Grammy. Începem cu locul 5. O surpriză poate pentru mulți, Costi Ioniță. Costi Ioniță a fost nominalizat în 2012 pentru două melodii compuse de el alături de alți compozitori pe albumul lui Shaggy, Summer in Kingston. Albumul lui Shaggy a fost nominalizat la secțiunea Cel mai bun material discografic reggae. Dacă acest album câștiga un premiu Grammy, Costi Ioniță și alți compozitori primeau și ei, odată cu albumul, un premiu Grammy. Din păcate, Costi Ioniță a fost doar nominalizat la premiile Grammy, dar stați un pic să vedeți că avem și români care au câștigat. În următorul an, în 2013, Marius Moga a fost și el nominalizat împreună cu alți compozitori pentru albumul Overexposed al trupei americane Maroon 5. Piesa compusă de Moga de pe albumul Maroon 5 se numește The Man Who Never Lied. Pe locul 4, deci, Marius Moga cu nominalizarea lui la Grammy din anul 2013. Pentru locul 3 mergem în anul 2007, când Michael Crețu, sub pseudonimul său Enigma, a fost nominalizat pentru un premiu Grammy la secțiunea de cel mai bun album New Age. Spre deosebire de Costi Ioniță și Marius Moga, Michael Crețu a compus toate melodiile de pe albumul Enigma, cu care a fost nominalizat în 2007 la premiile Grammy. Michael Crețu este artistul român născut în București, care a emigrat în Germania și a devenit cunoscut datorită hiturilor Sandra și Enigma. Michael Crețu s-a și căsătorit cu artista Sandra în 1988. În 1993, alt artist român, Romulus Cruceanu, a fost nominalizat la premiu Grammy pentru cel mai bun material discografic New Age. Din păcate, nici Romulus Cruceanu în 1993, nici Michael Crețu cu Enigma în 2007 nu au câștigat premiu Grammy. Pe locul 2 avem în sfârșit un câștigător român al premiului Grammy. Cristian Badea a studiat vioara la Conservatorul din București, ca apoi în 1974 să emigreze în Statele Unite, unde a primit o bursă la celebra Academie de Muzică Juilliard School din New York. Cristian Badea este un dirijor român care a condus peste 170 de concerte la celebra Metropolitan Opera din New York. Dirijorul român Cristian Badea a câștigat un premiu Grammy în 1985 pentru opera Antoniu și Cleopatra de Samuel Barber. Pe locul 1 al acestui top 5 artiști români nominalizați la premiile Grammy, avem un câștigător. Pianistul român Marian Petrescu s-a născut în 1970 la București și în timpul adolescenței s-a mutat împreună cu familia în țările scandinave. Marian Petrescu s-a înscris la Conservatorul de Muzică Clasică și Jazz din Suedia, iar apoi la Academia Sibelius din Helsinki. Pianistul Marian Petrescu a câștigat un premiu Grammy în anul 2009 datorită interpretării sale din opera West Side Story Medley de Bill Cunliffe. Sunt Florin Grozea, acesta a fost videoblogul de săptămâna asta pe platforma de videoblogging adevărul.ro. Aștept comentariile voastre de sub acestui video. Ne vedem și săptămâna viitoare!